Cum e să câștigi titlul cu Rapid, cu fanii din Giulești, să câștigi un titlu în Turcia? E asemănător. Mult asemănător, doar că la Rapid așteptarea era mult mai lungă. Nici Beşiktaş nu era o echipă... Da, nu era obișnuită. Că tot un fel de Rapid, că spui Steaua, Dinamo, Rapid, spuneai pe atunci. Pentru că Galata, Fener, Beşiktaş. Galata, Fener, Beşiktaş sau Fener, Galata, Beşiktaş spuneai și atunci. Dar... ca intensitate mult asemănătoare, doar că parcă ăsta cu Rapid a fost mai sentimental, așa mai de plâns, de jale, de emoție, pentru că după 32 de ani, după 31 ratezi cu o etapă înainte, în ultima etapă pur și simplu, iar ăsta decis de un gol unde se duce mingea paralel cu poarta, că dacă nu îl dădeam pe la revedere pe campionat și acolo, deci și ăla de la Beşiktaş, normal, a fost în anul centenarului, de asta a fost foarte important, dar l-aș pune pe ăsta, pe Rapid, mai important, mai sentimental, așa, mai dorit, mai așteptat, pentru că Beşiktaş între timp atunci avea 2 stele pe emblemă, acum sunt 3 spre a 4-a, adică între timp din 2003 Beşiktaş a mai câștigat 6 sau 7 campionate. Dar cum a fost pe străzi atunci în Turcia după titlul ăsta? Era și centenar, și titlul. Și centenar, și titlul, păi nu, au și oricum au cultura asta, toată lumea își scoate ia Fener, steagul lui Fener, Galata, steagul lui Galata, ia Beşiktaş, steagul lui Beşiktaş, dar Beşiktaş atunci a intrat iarăși în istorie, pentru că au multe din astea cu istorie și cu decibelii, cred că sunt cei mai buni din Europa sau din lume, nu știu exact din stadion. A fost un steag de 2 km jumate. Deci au făcut un steag de 2 km jumate, practic, pe la stadion, pe Levartura am sus, cum o iei, pe lângă Topkapı, în partea asta, pe Kumkapı, Dolmabahçe, Palatul și tot așa în sus, ceva imens. Și toată lumea pe străzi. Știi foarte mult, mai e una că singurul McDonald's alb și negru e lângă stadionul lui Beşiktaş. Da, e alb și negru? Nu, galben-roșu al lui Galata nu l-au acceptat. Aoleu, chiar cât de bună e asta. Da. Cum era, apropo, cum era un derby cu Galata, de exemplu, deci Beşiktaş și Galata? Ca intensitate în teren, în primul rând, le simțeai încărcătura, mirosea praf de pușcă mai tot timpul. În tribună încă erau indisciplinați atunci și mai puteau să facă una alta, dar... Ai avut o întâmplare din asta? O întâmplare dar nu în derby. În primul an jucam la Adana, m-am dus să bat un corner și... Deci, exact în momentul în care m-am aplecat să așez mingea la colț, am auzit un... M-am uitat, dita mai robinetul scos din baie, așa, un robinet trecuse pe lângă mine, da? Vorbim de anul 2002-2003. Deci nu doar... Nu, robinetul, pur și simplu robinetul scos din era dacă te nimerea în spate, erai pa. Oriunde, dacă te nimerește în cap, probabil că n-ai nicio șansă, da. Pe bune? Da, și arunca de la 30 de metri. Da, aia da. Încă se mai puteau face lucruri din astea atunci pe stadioane. Bine, se făceau și la noi. Păi asta cu brichete și cu telefoane, da, și când vedeai un telefon ziceai aruncă-ți mă 10. Un robinet, exact, mi-am așezat mingea să bat cornerul. Da. Complicat. Și am citit o declarație de-a ta că dacă ar fi așa să te deranjeze ceva despre perioada aia, este că ai devenit superstar ca portar. Da. Mă mențin, da. Și toată lumea ca de chioi panterii, da. Dar golurile prin cupele europene, că la un moment dat eram cel mai bun marcator străin din istorie, marcasem 9 goluri în nu știu câte meciuri. În cupele europene eram cel mai bun. Plus, în anul centenarului, iarăși, unul din cei mai buni jucători ai echipei, multe momente bune și jocuri foarte bune, până când au început să-mi apare problemele la spate, dar acum când merg pe acolo, best goalkeeper, eu calegit și tot așa, vei. Stați, că eu jucam cu 9 pe spate, nu cu... Am mai jucat și cu unul puțin după aia. Da. Ai idee câte tricouri s-au vândut atunci? 1 milion atunci, că am aflat după, da. 1 milion de tricouri? 1 milion era... Cât era tricou? Păi noi l-au dat, în mod normal, cred că un tricou original era 40 ceva de dolari la magazin, mi se pare că le-au dat cu 12-13, ceva de genul ăsta, pentru că era lichidare de stoc, am schimbat sponsorul tehnic. Trecusem de la Puma la Umbro, ultimul an am jucat cu Umbro și alea Puma, tot ce erau pe stoc, le-au dat cu numele meu și... Păi dă seama așa, să facem un calcul matematic așa, 1 milion, 12-13, 12 milioane exact, de dolari așa, exact, scurt? Da, da, scurt. Și oricum, procentul tău? Poți să zici? Am fost foarte prost. Procentul meu foarte, foarte prost. Pentru că n-am luat niciun procent, nimic. Am cum? Păi da. Ăla era un tricou care nu s-ar fi vândut niciodată atât. Da. Am spus-o. Foarte, foarte prost procentul meu.